Organizatorii Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru din Suceava s-au declarat mulțumiți de numărul din ce în ce mai mare de spectatori care asistă la spectacolele din cadrul evenimentului. Temerea mare a fost lipsa publicului, dar iată că am fost contraziși în cel mai bun sens. Publicul, vă spun, seară de seară, e din ce în ce mai numeros. Vreau să mulțumesc și publicului sucevean, care a demonstrat încă o dată că Suceava merită cu adevărat o zonă mai dezvoltată cu privire la teatru și la cultură în general. Organizatorii au început deja să facă planuri pentru următoarea ediție. Directorul festivalului, Paul Chiribuță, decan al Facultății de Teatru din cadrul UNEATC București, a anunțat că până la ediția de anul viitor, la Suceava vor fi organizate și alte spectacole ale studenților la actorie. Probabil că vom debuta aici un proiect internațional în care vor fi angrenați elevi din școli diferite și care se va termina apoi în cursul anului. De asemenea, am promis și vreau să încercăm să ne ținem de cuvânt ca între cele două festivaluri să existe o prezență a mai multor școli de teatru în Suceava, de comun acord cu domnul rector, pentru că dumnealor dezvoltă un program cultural foarte interesant, să încercăm să aducem mai multe spectacole ca să întreținem cumva flacăra asta pe care am aprins-o în aceste zile. Președintele Consiliului Județean Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, a venit cu propunerea ca la următoarea ediție unele spectacole să fie montate și în localități rurale. E nevoie de un export mai mare în teritoriu. Nu cred că e suficient doar cu două locații în teritoriu, dar sigur că vom evalua și astăzi ce se întâmplă la Câmpul Lung și Fălticeni. Eu cred că Rădăuții poate fi gazdă, cred că Vatra Dornei la fel, cred că Gura Humorului la fel și cred că o altă premieră ar putea să însemne ediția a doua FIST Suceava, un spectacol jucat la țară, într-o comună suceveană. Eu cred că și acolo găsim public iubitor. Și cred că dacă putem selecta foarte atent o școală și un spectacol dedicat vieții la țară, eventual o variantă, dacă vreți, cu viața de la țară din spații internaționale, Marea Britanie, Rusia, cum a fost în plan inițial, sau Germania, cred că ar fi interesant să avem curajul să facem și acest pas. Rectorul UNEATC București, Adrian Titieni, a anunțat că pentru următoarea ediție se încearcă realizarea unui parteneriat cu regiunea Cernăuți. Împreună cu domnul rector plecăm într-o gvazi documentare până la Cernăuți. Domnul ministru al românilor de pretutindeni mâine va fi alături de echipa festivalului în ideea în care am putea descoperi modalitatea de a extinde festivalul și în Ucraina. De a putea juca și pentru tinerii sau mai puțin tinerii, frați de peste graniță. Prima ediție a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru a adus la Suceava aproximativ 100 de studenți de la 9 facultăți, 5 din țară și câte una din Anglia, Polonia, Ungaria și Republica Moldova.